Magistrații Dolgeni au deliberat o reînșire astăzi după ce săptămâna trecută au amânat recursul formulat de procurorii Gorjeni, care cer arestarea preventivă a fraților Popescu. Liderul PNL este acuzat că i-a dat primarului din Peștișan, Florin Pavel, o mită de 7.000 de lei pentru atribuirea unei lucrări în comună. Aceasta nu este singura acuzație. Dian Popescu mai este suspectat de complicitate la abuz în serviciu, tot cu edilul șef, dar și de uz de fals, în timp ce fratele său este acuzat doar de fals, prin întocmirea unor documente prin care au fost luate în custodie materiale de construcții pentru stadionul din Peștișani. Amândoi au petrecut 24 de ore în beciul poliției Gorjeni în urmă cu două săptămâni, însă instanța i-a lăsat în libertate, situație care l-a nemulțumit pe procurorul de caz, care a și formulat recurs.